Avem șansa unei frumoase zi de plimbare, ne aflăm în parc, este un peisaj bucolic, aerul este miresmat, cerul aproape albastru și ne-am gândit să realizăm un reportaj mai liniștit. Cred că v-ați săturat de atâtea reportaje cu violuri, crime și accidente. Vom aborda absolut la întâmplare câțiva cetățeni ieșiți la plimbare. Bună ziua, iertați-ne că vă stricăm intimitatea. Așteptați-vă în cameră, vă rog frumos, că vreau să ieșim frumos. Haideți, doamne, vă rog frumos așa. Bună ziua, frumoasă zi de plimbare. Da, putem să spunem că este o zi frumoasă de plimbare. Și așa e. V-ați uitat pe fereastră și ce v-a spus? Hai să ieșim și noi la o plimbare, pur și simplu. Cine? Noi? Păi, dumneavoastră, v-a îmbiat aerul miresmat, nu? Nu, stați puțin, domnule reporter. Deci aș spune mai multe cuvinte, dar nu îndrăznesc. Se filmează, nu? Da, chiar vă rog frumos, în cameră. Uite, da, în cameră. Deci, dumneavoastră care țineți un microfon în mână, puteți să vă plimbați așa fără sens, însă noi suntem oameni serioși, da. Și noi ne plimbăm cu un scop anume. Adică aveți treabă, nu vă plimbați? De exemplu, acum noi suntem la plimbarea de prânz. Nu așa cum ni se năzare, nu? Sigur? Suntem la plimbarea de prânz. Da. Mai explicit, mai clar, nu înțeleg. Deci, explică tu, că nu înțelegi. Se apropia ora mesei și soția mea, ea este, a zis, ia să ne uităm noi în cămară, s-a uitat în frigider, pe urmă s-a uitat tot în cămară. Da, parcă și în frigider m-am uitat, încă o dată. Și a zis, ce ar fi dacă am ieșit noi la o plimbare? Și am ieșit. Și pe scară ne-am întâlnit și cu vecinii noștri. Aha, bună ziua! Lărgiți puțin cadrul să-i prindeți și pe din șură. Da, ei sunt tineri căsătoriți. Noi tocmai ieșeam și noi cu dânsii la plimbarea de prânz. Păi în felul ăsta nu ratați masa de prânz? Nu, stați puțin că aici este șpilul, ca să-i spun așa. Ne plimbăm ce ne plimbăm și când trece ora mesei ne întoarcem acasă. Și nu vă mai este foame dacă a trecut ora mesii? Ba da, nu înțelegeți. Ba da, ne este foame, dar nu ca și când ne-ar fi foame în timpul orei de masă. Da. Este o chestiune de bioritm. Da, bineînțeles, deci fiți atent. N-ați înțeles, nu? Nu. Stați deci, că vă explic eu. Zi, deci dimineața, la micul dejun, noi facem, în loc de micul dejun, facem plimbarea de mic dejun. Și seara, noi facem plimbarea de seară la cină. Adică, în loc de cină, facem plimbarea de cină. Seara, extraordinar. Și dumneavoastră? Bună ziua, să rămână. Noi suntem vecini, știți? Da. Noi dacă am fi mâncat mai mult. Astăzi mai tine. Doamna Florita și cu domnul Costel. Am fi luat în plus și gustărica de la 10 și aia de la 5. Și ca să zic așa, ar fi luat și în plus, câteva kilograme. Uite, și dacă tot am găsit soluția asta împreună, am făcut și noi două plimbările mai mici în plus, așa, față de ei. Extraordinar! Aici la mine. Stimați telespectatori, iată un grup de cetățeni a găsit o modalitate de a ieși din dificultățile tranziției. Au găsit gastroplimbarea. Extraordinar! Foarte bine spus, gastroplimbarea. Da, iată și din și mă aprobă. Cât durează această gastroplimbare? Lăsați-mă pe mine. Da. Depinde de meniul pe care ar trebui să-l avem în ziua respectivă. Să vă exemplific. Dacă mâncăm ciorbă, dacă am fi mâncat ciorbă în ziua respectivă, ne este suficientă o plimbare de acasă până la intrarea în parc. Dacă ar fi trebuit să mâncăm și felul 2 cotlet de porc cu cartofi frânt, mă gândesc cum făcea vecina pe vremuri, trebuie să dăm 2 ture complete de parc și una de lac. Înțelegeți? Da. Pisi, da, mie nu-mi place porcul. Eu dacă aș fi să mănânc, eu aș mânca pui la cea muntat. Da, așa e. E mai ușor pui. Păi da, e mai ușor și se mănâncă și cu mâna. Eu merg decât până la jumătatea drumului. Așa am înțeles, da. Iar desertul... Și la desert? Desertul înseamnă o cățărare în copac, opțional cu niște genoflexiuni sau flotări. Dar nu avem desert în fiecare zi. Nu e în fiecare zi. Stați numai puțin, dar totuși eu nu înțeleg, e și frig afară. În loc să ieșiți la o plimbare, mai bine vă uitați la televizor, vedeți o emisiune bună și când se termina, vă trecea și foama și o oră. Nu, de 3 ori nu. Nu e, păi, dar și la televizor, dacă te uiți la emisiunile astea, tot în bucătărie ajuns. Mai dar și în cămară. Uite, la așa, și doamna. Și când te uiți, e goală. Da. Deci, iată cum luați dumneavoastră masa în familie în parc. Aproape în familie, pentru că la noi lipsește cumnatul, fratisul. Neafane. Da, ăsta e un Gigi Contra, ăsta e dus la gară. Va veni rudele la gara? Nu. Hai să vă explic. Da. Când se apropie ora mesei, la prânz așa, odată îl vezi că își dă cu palma în cap. Tii!
Zice, iar am uitat să iau pe ea de la gară. Și dus-i. Ce cât stă la gară? Păi tot în funcție de meniu din ziua respectivă. Pentru o ciorbă stă două personale și un accelerat. Pentru felul 2, dacă e iar cu cotletul, îi stă un intercity și eventual un rapid. Și desertul? Și desertul săgeata albastră de Craiova. Ingenioasă metodă. Da, este ingenioasă și la el, dar să știți că este și riscantă. Da. Da? Pentru că, uite, a plecat odată când a fost greva ceferiștilor și a încurcat masa de dimineață cu aia de seară. A fost greva ceferiștilor, da. Da. Deci, iată, stimați telespectatori, cum acest grup de cetățeni a descoperit o metodă ingenioasă pentru a-și petrece timpul. Bote, Vandeco! Bine ai venit! Bine ai venit la masă! Se filmează! Da, se filmează! Nasalaki nanga aua, laputeni bangu aua. Yali boso! Oh! Fasole! Ciolanaș a fumat. Oh, două ture de parc complete. Tole, 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 bună gândea, tu cum i-ai mii? Bale! Ui! La ce un? Cu mușdei de mușuroi. Mușturoi. Mușturoi. Da. Lasă-l că oricum dă trei ture de parc și un două de la. I-a mii sato, oană. Mungo mii bale, mii sato. Desert, desert. Vă dați seama că se este obișnuit să urce în copaci? Vă dați seama cât desert poate să face? E desertul, Ana, donc bisotoletul, continuă. Nini, ezali plăcintă de mere. Bagă și genoflexiuni pentru asta. Da. Bă, bine, boliam, alamu, cum se spune la voi, la voi, da? Da. Poftă bună! Poftă la Kenangai, bă, de hei! Hai, poftă bună! Poftă bună și ține! Bă, unde sunt? Ai luat și mie un pic! Ăsta ajunge olimpic! Dar cunoașteți? E... Da, e vecinul nostru de la etajul 3. Da. Da, e vecinul nostru care a venit din Africa. Oho. De ce? Păi, ci că aici, în România, au zis că se mănâncă mai bine.